Discutam chiar la începutul acestei emisiuni despre faptul că cifrele sunt alarmante la nivel mondial, așa cum mi-ați și spus, pe baza acestor consumuri de droguri, de substanțe periculoase. Da, din nefericire, ultimul raport din 2022 a Organizației Mondiale a Sănătății arată că la nivel global crește consumul și crește în special inclusiv pe linia substanțelor de mare risc, stimulantele, cocaina, au cunoscut o explozie la nivel mondial, dar cresc și substanțe, să spunem, oarecum mai comune ca și consum, inclusiv în Europa, cum ar fi cannabisul, dar la niveluri de-a dreptul alarmante. Spuneam că în Franța studiile arată că undeva aproape 45% dintre respondenți spun că au fumat cel puțin o dată cannabis. Lucrurile nu stau deloc bine nici la nivelul altor substanțe, amfetamine, stimulante, dar și alte droguri, ceea ce denotă încă o dată gravitatea deosebită a problemei și faptul că iată că la ceva timp, bineșor după pandemie, departe de a se stabiliza, trendul este unul ascendent. Care ar fi explicațiile, domnule doctor, pentru că știm că aceste droguri costă și nu sunt tocmai ieftine? Sigur, dar atunci când vorbim de dependență, vorbim de pierderea libertății, adică persoana respectivă nu consumă pentru că neapărat și-ar dori la un moment dat, după un timp, ci pentru că fără substanța respectivă, pur și simplu se simte gol pe dinăuntru, se simte trist, nefericit, fără niciun fel de bucurie și atunci cu semne și simptome de dependență, de sevraj și mai departe. Și atunci devine dintr-o, să spunem, dintr-o modalitate de relaxare, cum pare la primele doze, la primul contact, devine o necesitate, o nevoie, fără de care nu poate funcționa. Cu atât mai trist, pentru că vorbim de tineri, vorbim de adolescenți, vorbim de poate de persoane care nu sunt suficient de bine ancorate în sistemul funcțional, social, familial și care nu au poate mecanismele de apărare, de adaptare încă articulate, astfel încât să poată face față presiunii mediului, al colegilor, al prietenilor, petrecerilor de a spune nu. Știți că vă întrebam eu în emisiunea anterioară care ar fi motivele pentru care tinerii, pentru că dacă ne referim la adulți, să spunem că la perioada maturității individul spune bine, încerc și pe asta să văd despre ce e vorba și poate la o persoană matură riscul să devină dependent e mai mic. Presupun că riscurile cele mai mari de dependență sunt întâlnite la cei mai tineri, de vârste mai fragede, nu? Riscul de a trece la consumarea substanței respective, fie că vorbim de alcool, fie că vorbim de fumat, care iată că în România a cunoscut o creștere fără precedent, fie că vorbim de alte substanțe, tinerii, adolescenții, au, să spunem, și această, și poate și din teribilism, dar și dintr-o nevoie de experimentare, de și de apartenență, până la urmă, la un grup, gașcă, cum se spune, au nevoie de această, de a încerca la un moment dat, poate într-un anumit context, diverse lucruri. Și atunci, din nefericire, pot fi mai expuși consumului. Asta nu înseamnă neapărat că va duce direct spre dependență, nu înseamnă dependența pentru a se instala, este nevoie de o perioadă de timp, dar reprezintă fără doar și poate un risc. Mai ales dacă ne referim la drogurile de mare risc, de care vorbeam, opioide, cocaină, eu știu, alte substanțe care pot declanșa mecanisme uneori irreversibile și își pot pune amprenta
cât se poate de nefast asupra dezvoltării creierului, pentru că vorbim de persoane tinere. Cert este că nu doar despre substanțe este vorba, de data recentă vorbim și de adicțiile comportamentale despre care am mai pomenit. Sunt lucruri poate cel puțin la fel de alarmante în zona adicției de digital, de tehnologie, da, de rețele, sunt copii și adolescenți și tineri care nu se mai pot desprinde. Dacă aveți curiozitate să vă uitați într-un telefon care monitorizează durata, timpul în care un copil stă pe telefon, ne vom pune mâinile în cap. Vorbim de multe ori, de o medie de peste 8-9-10 ore, ceea ce este uriaș într-o zi. Înseamnă practic că telefonul a devenit o prelungire a mâinilor și că nu se mai pot desprinde de telefon.